Inspectoratul pentru situații de urgență Olt a intrat în posesia unei noi autospeciale de stingere cu capacitate crescută a rezervorului de 9.000 de litri. Autospeciala a fost achiziționată de către Consiliul Județean Olt și are o valoare de peste 1,7 milioane de lei. Parcul auto al Inspectoratului pentru situații de urgență Olt a fost îmbunătățit începând de joi 21 iulie cu o autospecială de stingere cu capacitate crescută a rezervorului de 9.000 de litri în valoare de peste 1,7 milioane de lei. Autospeciala a fost achiziționată de către Consiliul Județean Olt prin proiectul Investiții Comune în domeniul situațiilor de urgență în cadrul Consiliului Județean Olt și Municipalității Dolna Mitropolia, finanțat în cadrul programului Interreg 5A, axa prioritară 3, o regiune sigură, în care ISU Olt are calitatea de beneficiar final. Tot în cadrul acestui proiect a fost achiziționată pe parcursul anului trecut o auto-utilitară Ford Ranger necesară în activitățile de intervenție ale inspectoratului. Pompierii olteni au prezentat comenzii ISU Olt și conducerii Consiliului Județean noua auto specială care va acționa în sprijinul cetățenilor județului.